Gazul natural s-ar putea scumpi din nou. Moldova Gaz a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică un tarif mai mare cu peste 31%. Potrivit Anrei, Moldova Gaz solicită un tarif de 27 de lei și 66 de bani fără TVA inclus. Principalul factor invocat de furnizor este creșterea prețului de achiziție a gazelor naturale din luna iunie a anului curent până în prezent. Moldova Gaz își dorește ca viitorul tarif să fie aplicat din data de 1 octombrie. Începând cu ziua de 12 august, consumatorii achită 22 de lei și 99 de bani cu TVA inclus pentru un metru cub de gaze naturale.